O ploaie abundentă sâmbătă seara, urmată de îngheț, zăpadă și vânt puternic. Așa a început iarna în Valea Jiului, unde zăpada s-a așternut într-un strat considerabil în acest weekend, luând prin surprindere nu doar autoritățile, ci și cetățenii. Din nefericire, mai mulți copii aflați la munte care trebuiau să coboare spre casă duminică dimineață au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor, după ce, din cauza vântului și a ninsorii, accesul auto în stațiune nu a mai fost posibil. Din cauza unei pene de curent au rămas în masiv, dar nu blocați în zăpadă sau altceva. Era vorba doar că nu era curent la telescaun și până la remediere au stat în cabană, erau la generator, cabana avea generator, era căldură. S-a luat hotărârea să-i coborâm pe jos, nu cu telescaunul, deoarece exista pericolul să mai cadă ceva copaci pe cablurile de tensiune și atunci iarăși se oprea telescaunul și cream chiar o problemă. Și am pornit în deplasare pe jos cu salvamontiști din cadrul formației Petroșani, câțiva jandari și am adus la zona rusă, de unde au fost preluați de către mașini personale. La Vulcan, vântul a bătut atât de tare încât acoperișul unui bloc a fost smuls. Incidentul, deosebit de periculos, a avut loc pe strada Nicolae Titulescu din localitate. Oamenii care locuiesc în acel bloc au rămas acum pe viscol și ninsoare, fără acoperiș. Nici la Petroșani situația nu a fost mai ușoară. Copacii înghețați după ploaia abundentă de sâmbătă seara au cedat sub greutatea gheții și zăpezii și efectiv s-au retezat. Un arbore a blocat circulația chiar în centrul municipiului Petroșani, în sensul giratoriu de la Biserica Romano-Catolică. La Petrila, firele de înaltă tensiune au cedat și au lăsat ore bune fără curent electric mai multe case și 4 scări de la un bloc. Și la Lupeni și Uricani s-a circulat foarte greu duminică din cauza zăpezii. Acum dezăpezirea este sub control, însă trebuie recunoscut faptul că autoritățile din Hunedoara au fost luate prin surprindere.